Să trăiți bunăața, domnul Răzvan, vă salut pe toți. Astăzi chiar trag mâța de coadă, știu că mi s-a mai spus, dar asta este. Ieri am fost în parc cu cățelușii, i-am plimbat și vreau să vă spun ceva. În continuare, câinii rămân preferații mei. Mi se pare că câinele chiar este cel mai bun prieten al omului, chiar dacă o să-l supăr puțin pe domnul doctor Gabriel. Bunăața, bine v-am găsit. Pisicuțele, nu știu, mi se par puțin cam parșive. Adică dacă le este bine stau, dacă nu, după 2-3 zile se mută prin vecini fără probleme. Îmi cer scuze dacă greșesc, dar asta e părerea mea. Nicio fel de problemă. Într-adevăr, e la ele interesul portofesul, ca să zic așa. Sunt mai introvertite, dar în același timp știu să aleagă ceea ce le place cel mai mult. Cu câinele mă înțeleg foarte bine, știu ce trebuie făcut cu un cățel. În schimb, am înțeles că și pisicile au nevoie de o mare atenție și trebuie să vină destul de des pe la medicul veterinar. De ce? La fel de des ca și cățelușii, și pisicile au nevoie de îngrijirea noastră pentru toate problemele, de parazitări, vaccinări și așa mai departe, și chiar și cosmetică. Vreau să vă spun ceva. Este un dinozaur ce aveți aici. Adică, nu știu, a greșit cu ceva pisicuța asta sau? Nici de cum. Pentru confortul lor, pisicile trebuie și ele tunse periodic, pentru că nu mai ies atât de mult afară să profite de blana lor. E bine că nu vede nimeni dacă nu iese afară, adică nu iese afară de rușine. Din contră, eu cred că ar atrage mai multe femele decât în mod normal. Celălalt model al nostru de astăzi este tuns simplu, este o tunsoare igienică, tocmai pentru a exemplifica clar cum ar trebui tunse animăluțele, chiar și câinii, dar și pisicile, în momentul în care au o problemă de piele. Trebuie să avem grijă la treburile acestea și să ajutăm toate șampoanele pe care noi le avem la dispoziție, pentru că ele sunt o grămadă, să acționeze cât mai bine la nivelul pielii, și atunci dacă dăm blana jos, ele își fac mai repede treaba. Dacă suntem alergici la păr de pisică, dacă le tundem, că le convine sau nu, ne ajută treaba aceasta? Clar. În momentul în care îndepărtăm o bună parte din blană, ei nu vor mai năpârli atât de mult și atunci, clar, și pentru alergia noastră va fi mai ușor de manageriat și de rezistat alături de ei. Am văzut că domn doctor se pricepe destul de bine, am văzut, are și mașină lângă. Domn doctor, poate mă luați pe mine puțin pierdut la spate, că trebuie să ajung săptămâna asta pe la frizer. Am văzut că vă este foarte bine. Vă schimbați frizerul, veniți la noi. Vreau să-mi spuneți în cât timp ați reușit să tundeți această pisică și văd că ea a fost destul de prietenoasă. Mă gândesc că dacă aduc o altă mâță, poate nu stă să fie tunsă, poate fuge. El, ținând cont că este învățat în 15-20 de minute, el este mai nărăvaș cam 35 de minute, 40. Că nu prea stă, nu-i place pe masă. Vin destul de mulți oameni cu pisicile să le tundă? Da, vin. Am înțeles. Domn doctor, la început suna puțin, am crezut că nu o să mă pot abține, dar într-adevăr, să vii cu pisica să o tunzi, am crezut că vii doar atunci când are o problemă, pentru că mi-a spus că pisicile sunt tunse și atunci când au probleme cu blană. Ele pot fi tunse însă și în mod normal, v-am spus, pentru confortul lor, dar și al nostru, pentru a nu mai năpârli foarte mult, pentru că în apartament avem o temperatură constantă, iar blana lor e făcută să reziste și la temperaturi mai joase, mai scăzute. De aceea e foarte ok, odată la o perioadă de timp, undeva 6 luni, un an de zile, să tundem animăluțul și să îi ajutăm să-și refacă blana. Am înțeles. Vreau să-ți spun și ție că am și eu, Maria, îmi pare bine cum te numești? Andreea. Și un câine acasă, Moț, îl cheamă. Nu știu dacă s-ar înțelege cu pisicuța așa, dacă este prietenoasă sau dacă este puțin mai... Este prietenos, depinde de câine, dacă a fost învățat sau nu cu un partener pisică sau un motan. N-am avut pisicuță până acum, am mai avut, dar a fugit prin vecini. Și atunci cred că aș vrea să reiau din nou această poveste, pentru că am văzut că el e prietenos. El este foarte prietenos, se înțelege cu toate tipurile de câine și cu toate pisicuțele. Fiind în cabinet mai tot timpul, este destul de învățat. O să mai rămân și eu pe la voi, pentru că vreau să învăț foarte multe lucruri. Spune puțin acum despre ce ar trebui să mai știm despre mâțe. Ți-am spus, în primul rând, eu am probleme cu alergia, cu părul, și pentru că prin casă distrug destul de multe canapele și alte lucruri. Depinde foarte mult de tipul pisicuței, pentru că sunt foarte mulți câini care distrug în casă, nu doar pisicuțele. Știu că ei sunt preferații tăi, dar și eu trebuie să apăr și pisicile. Sunt pisici care sunt foarte, foarte liniștite și atunci putem să le primim în casă.
Și sunt pisici chiar care nu au blană absolut deloc pentru alergia ta. Data viitoare te așteptăm pe la noi și o să încercăm să aducem și un astfel de specimen. Nici fără blană parcă nu este prea apropiat. Bine, îți mulțumim foarte mult. Domnul Răzvan, domnul Dan Ingoadă, vă salut pe toți. O să mai rămân aici în cabinetul veterinar. Poate reușesc să mă prietenesc și cu alte pisicuțe. O zi frumoasă, toate cele bune. Mulțumim. Zi bună. A fugit pisica. Mulțumim.